First of all, I want to congratulate my players that we managed to pass to the next round. We knew that from yesterday. I told you that it would be hard. We managed to score a goal in the first half. And as I said, if in any point of the game we relaxed a bit, you saw today that if we relax a bit, we faced problems. But then with the personality of some players and the attitude, we managed to return back to equalize the score and to win the game. That was very important for us in order to pass to the next round. That was our target today. Like you said, you relaxed a bit. Did you have any doubts that you can qualify when you were 2-1 down? Look, when the score changed, for sure we suffered, and some bad things go around in your mind, you know. But I repeat, with the personality of some players and the attitude that when the difficult things came up, they showed the real personality in the pitch, and we managed to turn the score and win the game. Why did you have to suffer? Why? What wasn't respect for it? I didn't say about respect. I said about if you... No, respect like in terms of tactical instructions. It's not about tactical, or it's about in life. Generally in life, if you relax in some moment, you will have problems. And today, this is what happened, that we thought that everything was going perfect and okay, and we relaxed a bit, and there we had to wake up again. Because even in life, if we relax and we say everything is okay, and we don't try and work, we will face problems. So this is what happened today, but I repeat, we showed some players their character, and we managed to turn the score and to win the game. In the last games, the team suffered a lot in the second half. Is it because of the relaxation again? Because of? Relaxation again? No, it's something that worries us, and we are trying to solve it. And I believe the most important now is that we managed to take the wins. But as I say always, always we have things to improve. One of the things is this, and we'll try to improve this as well for the future. How do you feel that it was after the injury? Look, I believe it's too early. I saw him now, but it's too early to say exactly how big is his injury. Tomorrow, the doctor will see everybody, and we'll see how they feel tomorrow in the training. Djokovic scored twice. This thing shows that how important it is for the team. Look, Joko is an experienced player. He played here in Romania, you know him also. And what I said before, in these difficult moments you need players to show up, to show their personality. And Joko today is one of the players that pushed the team in the second half, that we needed him. Not only Joko, but you asked me about Joko, so I have to say about him. How difficult is it going to be the next round? The next round, first of all, it will be difficult on Sunday. We have a game from today. Tomorrow we recover and we think of our next game in Ghencea. Today, unfortunately, we didn't have our fans on our side. It was something strange and difficult for us, but on Sunday we have our fans, full stadium, and we have to prepare, we have to relax tomorrow, we have to recover well in order to be well on the game on Sunday. And then, for sure, as you pass, I mean for Europe, as you pass to the next round, the things get more difficult, and we know that will be more hard, but we have time to think about this game. For you, was better or worse that the stadium was empty? On one hand, you don't have the supporters, on the other hand, the player can help. Okay, by this. No, I believe also for the players and for the general atmosphere, we all like to have fans, and especially our fans, because we know their passion for the team and the love for the team. In all the games, they support us and they help us. And I prefer not to be listened to the player, but to have our fans. It's not about pressure. It's about general atmosphere. You know, the motivation that they give to our players. And I believe also for everybody, it's better to have
full stadiums, and it's one thing that I'm happy that you have in Romania, that most of the, especially when we play, the pitches are full, and it's something that the players enjoy, to play in full pitches. Look, there are players important for the team that they play continuously, they have many minutes, so we have to manage everything, you know, we have to manage everything and we have to think of everything. So this was my decision today. Maybe it was correct, maybe it was wrong, but we have to think about everything. We don't have, you know, we take decisions, sometimes we make mistakes as well. We're not people, we are people, and it's normal to make mistakes. But we decided to replace Florinel today. He has many games on his legs, but yes, and okay, I don't want to speak about this, but okay, Kada is here, and you saw 3-4 kicks, and I don't believe that like it was just by that. It was 3 kicks exactly the same on Florinel, so. These are things that we take in mind as well. So it's a very important player for us, and we need him for the rest of the games. Miculescu and Compagno are also injured? Miculescu, I said, he had an injury, that's why he left the pitch early. And we don't know how serious it is. We will see tomorrow, the doctor will see all the players, and he will tell us exactly how big the injuries are. No, I think Compagno, he will be okay. Nothing special. I want, from my side, to congratulate also Sepsi and Farul for the wins and that they pass to the next round. It's very important for the Romanian football. And we are waiting, looking forward to playing Ghencea on Sunday with our fans. What happened? The CFR didn't pass. Advantage for what? You mean? I don't know. Moral. Okay, I believe that also for them, like for us, these games are finished and we will be focused. So it's not advantage for us, is how we play. This is our advantage. Our attitude, if we show our attitude and the correct, we make the correct things, for me it's what most important, what we make, not the opponent. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Have a seat. Good evening. Bună seara. Tot e posibil. S-a arătat astăzi. Nu a fost un început bun, repriza a doua din partea noastră, dar mă bucur că am arătat caracter ca echipa și că am revenit. Ați avut emoții la vreun moment dat că nu vă veți califica? Emoție, știe că o să fie un pic mai dificil când e 2-1 pentru ei, dar, cum am spus, a fost un moment critic pentru noi și ne-am refăcut. Mă bucur pentru asta, că am arătat că sunt și eu o echipă, putem să fim o echipă matură și am trecut departe. Am văzut de multe ori pe teren. Frustrat cumva de deciziile arbitrului, ai simțit că n-a dat tot? Asta face parte din joc. Trebuie să ne concentrăm și un pic mai mult pe jocul nostru, mai puțin la arbitrii. A fost totuși un joc dur. Cred că putea să conduci un pic mai rigoros, dar cum am spus, noi trebuie să ne gândim la jocul nostru, că ei până la urmă, în repriza două, noi ne-am băgat în jocul lor și atunci am pierdut și un pic mintea, dar bine, am revenit bine. Cine a fost cel mai mare dușman în această seară? N-ați avut spectatorii, ați împlinit o echipă destul de dură, Gazon. Păi întotdeauna o să ai, o să jucăm afară. Jucam pentru un sintetic, dacă am înțeles. Dacă dăm vina pe unde jucam, ce terene, dacă sunt spectatori sau nu, nu căutam scuzele. Căutam să jucăm fotbalul nostru, să arătăm că suntem o echipă puternică și la bine și la rău. Șanse de calificare în acest moment, la ce arătați? Pentru că este ceva mai dificil.
Dacă sunt două echipe, 50-50. Nu sunt ei favoriți, având în vedere că am venit o echipă din Danemarca și pe CSB-ul am mai avut probleme mari. L-ai analizat? Eu nu cunosc echipa bine, adversarul. Eu m-am concentrat pentru meciul de astăzi. Cum o să începem să ne concentrăm la meciul de CFR și după aia la Norcilland? Sigur că dacă au terminat pe locul 2 în Danemarca, o să fie un adversar puternic, dar pe rest nu pot să spun ce, cum. Vine meciul contra fostei tale echipe, stadion plin, Ghencea, cum? Sper că o să fie un spectacol. Pentru asta am revenit în România, să simt adrenalina asta. Chiar mă bucur că jucăm pe un stadion plin. Cred că fotbalul românesc merită asta și mă bucur că o să fie impresia echipa unde chiar emoția noastră de foarte bine. Îți pare rău că nu s-au calificat? Sunt singura echipă care nu s-a calificat CFR-ul. Mă pare foarte rău, dar astea au avut cel mai greu adversar, cred, și oricum au arătat ce e, adică CFR-ul. Da. Asta e, au arătat că au putere, că sunt oricum, și dacă s-au vândut jucătorii, că sunt o echipă puternică, cu antrenorul nou, păcat pentru ei, chiar meritau să merg mai departe după primul joc, dar nu am văzut jocul 2, deci nu prea puțin cum e. Poate cum te simți când patronul te laudă? Poate să te laudă, poate să te critică. Eu am venit aici să joc fotbal și să dau cel mai bine de mine pe teren. Restul nu pot să controlez. Poate fi un avantaj pentru voi faptul că CFR-ul a fost eliminat, a jucat și în deplasare? Voi aveți victorii pe linie? Poate că și noi, dacă nu rămânem concentrați, credem că suntem prea puternici. Deci trebuie noi, în primul rând, să rămânem cu picioarele pe pământ. Bineînțeles, e un drum bun, au jucat la o căldură infernală și putem să spunem că poate fi un avantaj, dar pe final se joacă 11 contra 11 pe un stadion frumos. Sperăm că suporterii noștri ne vor ajuta pe terenul nostru. Mulțumim! Am reușit să câștigăm. Da, au fost puține emoții, dar cred că știam că avem jucători de calitate în față și pot să-mi scrie oricând. Cum s-a luat primul? A fost o fază în care am fost implicat, am pierdut mingea acolo. Nu știu să zic, am zis dacă am fost atins, dar nu știu dacă putea să dea fond. A fost o fază cu asta complicată și pare rău că s-a ajuns la această fază. Jocul mult prea dur? S-a lăsat prea dur? Nu știu dacă a fost mult prea dur. Trebuie să ne adaptăm, este în Europa, un meci în Europa și cred că asta e nivelul și așa trebuie să jucăm. S-a lăsat și cu victime? Nu, cred că toată lumea. Nu, toată lumea e sănătoasă. Te prinde turul următor aici la FCSB să vorbește foarte. Da, nu știu nimic, sunt la FCSB și o să dau tot cea mai bun. Nu s-a ajuns la mine nimic, nu știu dacă e ceva concret, sunt doar discuții și atât. Te așteptai ca la un moment dat să fiți conduși de această echipă? Totuși erați favoriți, voi în Bulgaria. În Europa se poate întâmpla orice și știm că sunt meciuri dificile și te poți aștepta la absolut orice. Noi am încercat să controlăm jocul, în prima repriză cred eu că ne-a reușit, am luat primul gol și așa s-a făcut. A contat și gazonul și la jucat cu respectatorii? Normal, contează foarte mult că nu ai spectatori, spectatorii sunt alături de noi mereu și ne susțin foarte, foarte mult și ne prind de la spate. Gazonul a fost foarte rău, dar ne-am adaptat și am câștigat. Veți avea în schimb cu mine, cu stadionul plin, Ghencea, prima oară, cum? Ne bucurăm foarte mult și cred că acolo e locul nostru și cred că trebuie să câștigăm ca să fim cum trebuie. Sărbători că vezi un mai bun față de CFR, care nu s-a calificat. Îmi pare rău pentru ei, dar asta este fotbalul, merge mai departe și noi ne bucurăm acum și trebuie să câștigăm cu ei. Simți care e echipa în acest sezon, mai multe forță și mai multe experiențe decât ceilalți ani? A arătat asta și în ultimele minute și pentru antrenorat, câștigat totul. Da, au venit jucători cu experiență, care au jucat la un nivel înalt, ne ajută foarte mult pe cei tineri și sunt foarte importanți pentru grup și pentru toată lumea. Dar crezi că aveți șanse să mergeți mai departe în Europa, în contra adversar? Normal că avem șanse, adică
dacă n-am avea șansa, ar trebui să ne mai prezentăm. Credem 100% că putem să câștigăm cu cei din Danemarca. Mă gândesc la jocul vostru care... a scârțit. Da, să zicem că a scârțit, dar nu cred că mai contează. Am câștigat 3-2 și uneori e mai bine așa și să câștigi. Urmează un... fizică ceva, pentru că în fiecare repriză a doua scârțul puțin ca joc cele 5 minute. Nu știu dacă e o problemă fizică, e normal. Sunt meciuri din 3-3 zile, nu suntem la 100%, cred eu că... E început de campionat și mai avem nevoie de puțin timp ca să fim 100%. Dar acum vă place să trăiți periculos, ați trăit și la Galați și în această seară? Când câștigi, nu mai contează. Mulțumim mult!